Am o poveste care vreau să vă pun la inimă, unora v-am mai spus-o. Un om care orice ispite și necazuri avea, zicea foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și omul ăsta avea un cal foarte frumos. Și-o venit cineva într-o zi la el, zice, domnule, calul ăsta tare, tare îmi place al tău și uite, îți dau încă 4 cai, dă-mi-l mie calul ăsta al tău. Și ăsta zice, mă, nu pot să-ți dau calul, m-am atașat de el, mi-e prieten bun. Lumea din sat, bă, dar ești prost, mă, cum? Îți dă 4 cai în schimb, cât de bun a fi, dar nu merită cât 4 cai. Ăsta ce foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. După câteva vreme, îi fuge calul de acasă. Scapă din ogradă, nu-l mai prinde omul, s-a dus. Nu, lumea din sat, ai văzut? Ai zis că e foarte bine. Și ăsta, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Păi cum, mă, dacă ți-o plecat acum, nu mai e nici calul ăla, nici ăia 4. Dacă îi luai pe ăia 4, îți fugea 1, 2, mai rămâneai cu 2. Ăsta, foarte bine, Domnul știe ce e bine. După câteva vreme se întoarce calul lui cu o hirghilie de cai sălbatici. Deschide porțile larg. Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Acum oamenii din sat invidioși. Mă, că ăsta ne-a spus că e foarte bine, dar noi nu l-am crezut. Că ne-am gândit numai acolo, rapid. Da? Și l-am zis, Domnul știe. Cai sălbatici plini acolo, s-a umplut o grada de cai, s-a apucat să-i potcovească. Cum îi potcovea acolo cu ficiorul lui, dă un cal cu copita și rupe piciorul la băiatul lui. Ăsta, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Oameni, mă, tu ești nebun, acum e bine că eu rup piciorul la fiul tău? Mă, zice, Domnul știe ce e bine. Eu zic că e foarte bine. Da, nu înțelegeau nici cum. După câteva vreme, vine ordin de la împărat, toți tinerii abd de război să margă la luptă, că avem dușmanul la graniță. Ăștia năcăjistă-s din sat, noi, uite, copiii noștri merg, s-ar putea să moară acolo. Ăsta ne-a zis că e foarte bine că și-o rupt piciorul. Păi mai bine își rupeau picioarele, dar rămâneau acasă, vii. Ăsta, foarte bine, foarte bine. Început oamenii să-l creadă. Da, deci orice se întâmpla, el zicea foarte bine. Deci ce făcea? Lua de cazul cu bucurie. A auzit împăratul de el și a zis, mă, să vină la mine omul ăsta, că am nevoie la curtea mea, la palatul meu, am nevoie de un om care să-mi ridice moralul, să mă încurajeze, orice se întâmplă, să-mi zică foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și se duce omul. Și o an de zile tot îl încurajează pe împărat, îi spune ăsta bucuros, dar la un moment dat primește împăratul cadou o bardă, o secură din aia puternică, mare. Și când o primit-o, s-o uita la ea cum strălucea, ascuțită, tare, i-o spusă la care o făcut-o, vezi că taie foarte bine, lasă că mă pricep eu. Nu știu ce-o vrut să taie, și-o da și-o tăia degetul mare. Ăsta de colo ce? Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. S-a supărat împăratul acum, mă, o fi bine, dar acum îți bagi joc de mine, îmi tai degetul și tu zici că e foarte bine? Nu-l lași, nu băga la închisoare. Acolo să putezești la închisoare, tu îți bagi joc de împărat, dar tu nu conștientizezi asta. Păi ăsta zice, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Atâta știa să zică. L-a lăsat acolo câțiva ani de zile, o și uita de el, dar într-o zi se duce împăratul la vânătoare de elefanți cu toți cavalerii lui. Și cum mergea prin junglă la vânătoare, s-o tot depărta de teritoriul care îl cunoșteau și ajung într-o zonă unde o da peste niște canibali. Mai prinde canibalii și zice, hai să-i mâncăm. Ia și-i mănâncă pe toți cavalerii și când ajung la împărat, zice șeful canibalilor, mă, noi avem un principiu, nu mâncăm numai oameni întregi. Ăsta n-are un deget, dați-i drumul să meargă acasă. Ai, împăratul nu știa să plângă, să râdă, să vai, să duce acasă. Unde-i, mă, ăla? Mergi la închisoare, hai dați repede. Să scoatem de la, uite, mă, că mi-au zis că e foarte bine și am zis, imposibil tăiatul degetului să fie lucru bun. Și uite-te că acum am scăpat cu viață, că mi-au zis el. Îl scoate de la închisoare, zice, te rog frumos să mă ierți că te-am ținut la închisoare. Și ăsta zice, foarte bine, Domnul știe ce. Păi cum e bine să te țin închis pe tine? Și ăsta zice, foarte bine, foarte bine. Că de nu eram cu tine și mă mâncau și pe mine. No, atunci a priceput împăratul că vorba asta nu e o vorbă numai așa de spus la alții, ci chiar într-adevăr Dumnezeu știe ce e bine.